Dă Dumnezeu să că am alături de mine, ai trăvat ultimișul în mâine de la meu. L-am descoperit pe Silviu Nocea în momentul în care am decis să rămân alături de Bucojeni și mă bucur că, într-adevăr, doi cinetoreni sunt alături nu doar pe Malul Timișului, ci și în cultura bucojeană. Despre Silviu Nocea, mai multe detalii vă va spune doamna profesor Simona Avram. Pot să vă spun doar că există o similitudine nu doar în ceea ce privește proveniența noastră ca și origine, de sub Nevara și în ceea ce privește predilecția pentru simbolul, simbolul care se regăsesc în toate operele din Silviu, simbolul care ne duc gând de la misiile ancestrale și pe care le putem înțelege cu cât privești mai de aproape sau mai de la distanță un tablou, le găsești sensuri pe care poate la început nu te-ai așteptat să le poți regăsi. Suntem alături de tinerii noștri, ca instituție, și am dorit ca această galerie de artă să fie cu adevărat dedicată acestui tip de activitate, motivul pentru care colaborarea și, mai bine zis, o organizare directă cu Uniunea Artiștilor Plastici din Lugoj este concretizată prin prezența domnului președinte Marius Papriu. Marius, unde ești? Domnul Papriu? Spate, da. Te rog. Contez foarte mult pe această colaborare, pentru că ani de zile această galerie a găzduit expoziții și venitaje foarte valoroase și ca atare și activitatea de acum încolo va fi concentrată pe acest segment de activitate. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Dau cuvântul doamnei profesor Simona Avram, lipsită din acest tip de evenimente pe care le desfășurăm eu. Mulțumesc, doamnă. Acompaniat pe Silviu, de la primele expoziții pe care le-am făcut la Lugoj și în alte spații, mi s-a părut extrem de interesant de acum 10 ani aceeași, sau mai mult de 10 ani aceeași aplicare către simboluri care arată că în spatele unui plastician este foarte important un muzician să stea un om cu o cultură vastă și cu o căutare de sine. Pot observa că există o traiectorie și o devenire a artistului în acești ani în care i-am privit lucrările care au avut întotdeauna o amploare și o respirație considerabilă, fără să-și dorească vreodată să fie în locuri intime, de casă, deci să aibă o deschidere către un alt tip de receptare. Faptul că există o traiectorie în creația sau mărturisesc cel puțin două lucrări din sala de intrare, din sala de privire, în care puteți găsi simbolul oului, al pietrei, al vilajului, ovoidul care ne trimite la matricea inițială, este după aceea format de spirală și de celelalte semne pe care le vedeți în aceste spații, triunghiul, pătratul, peștele. Găsesc că în această expoziție este o devenire în profunzime, pentru că mai mult decât în cele anterioare, observăm aceste trepte în care plasticianul încearcă o relație mai evidentă între în realitate, între imaginea pe care reflectarea imaginii în interior, în sine și eul profund. Cred că punctul de sprijin al acestei, acestei expoziții este lucrarea din spatele nostru, care are o, pe de-o parte, o simbolistică puternică, care ne trimite, pe de-o parte, la arhaic, vedem ochiul peștele în centrul lucrării, dar și o trimitere tehnologică puternică, pentru că avem de-a face și cu acel simbol al pericolului, poate puțin camuflat, dar este un simbol acolo care înseamnă, desigur, stocarea de informații, este o agresiune a lumii contemporane care ne domină prin tehnologie. Și, pe de altă parte, este evident că baza acestei lucrări este o structură
structură științifică, e vorba de cele două emisfere ale craniului nostru, ale creierului nostru, care ascund în centru un element important care este glanda pineală. Acum, relația dintre această glandă și ochiul, cel de-al treilea ochi, ochiul cunoașterii, este ceea ce spuneam eu anterior, că un plastician poate fi dublat de un om cu o cultură vastă și cu o căutare spirituală vastă. E această punte între cele două emisfere, una care înseamnă raționalitatea noastră, cealaltă care înseamnă imaginarul, capacitatea noastră de creație, este de fapt puntea care ne pune și în relație cu lumea. Deci cred că dincolo de imaginea propriu-zisă care se vede, sunt straturi și straturi de simboluri. Alături de altă formă, într-o expoziție anterioară, central este uroborosul care este foarte evident, dar în același timp este cât se poate de material aici și cât se poate de șarpe care își îmbrică coada și care este începutul și sfârșitul, dar și simbolurile infinitului, pe verticală sau pe orizontală, este un joc din nou cu simbolul, triunghiul, pătratul. Încadramentul aici este mai evident față de celelalte lucrări în care relația cu spațiul este mult mai flexibilă, mult mai fluidă ca în lucrarea anterioară. Sigur, sunt niște compoziții complexe în care linia fermă a graficianului, care este Silvino Obșan, dar și a pictorului sensibil la cromatică, este evidentă în această tehnică mixtă pe care o folosește și o tehnică care ajunge până la tehnica colajului. Sigur, mulți dintre dumneavoastră ați observat în lucrarea de aici de alături, în care spirala este simbolizată și de scoică, dar și de melc. Există un colaj, există un element foarte real, o cochilie de melc care arată simbolistica ascensiunii. În spatele tuturor spiralelor se poate vedea un tonul ochi. În spatele tuturor spiralelor se poate vedea o cale lactee. Este evident că modul în care microcosmosul și macrocosmosul se relaționează arată relația noastră cu interiorul și cu exteriorul. Încă de cu vreo trei expoziții în urmă am văzut interesul lui Silvio Nopșa pentru structura palimpsestului. Sigur, s-a vorbit mult în anii 80 despre palimpsest ca simbolistic în postmodernism. Deci, cred că este vorba de cu totul altceva, de o asimilare a unor simboluri vechi, a unor simboluri spirituale și o încadrare a lor într-o tehnică modernă, contemporană și, în același timp, extrem de fluidă. Dacă în sala anterioară piatra este foarte evidentă, conturile sunt foarte clare, aici cred că fluidul este cel care dă tonul. Nu am spus că această expoziție a fost numită de către Silvio Nopcea Imagine și Realitate. Și că pune în felul acesta accentul pe relația pe care noi avem cu realitatea și felul în care, prin imaginile pe care le receptăm, ne putem modela interior. Ales să adauge în spațiu din apropierea lucrărilor aceste semne care vin din cotidian, din realitate și care înseamnă așa cum știți, sunt un semn de atenționare. Puteți să citiți cum doriți. O atenționare, o oprire în fața lucrării, un semn care poate ne determină să ne apropie mai mult de lucrare, pentru că ar dori să ne oprească. Este categoric și această suprastructură, această ieșire din spațiul exclusiv artistic, din spațiul expuneri, cu un mesaj. Scoica, spirala, ochiul, cred că sunt elemente ale unui cod care se poate regăsi în acea lucrare foarte complexă și care
este un foarte subtil colaj în același timp. Dacă nu obiți mai mult de unde puteți vedea elemente de colaj de diferite texturi. În sala care e aproape de trepte, ați recunoscut o formă care poate atinge inițial cu un omonim nou, dar de fapt, cred că este mai degrabă, după detalii, un con de pin, un con care el însuși are o relație cu elemente ale realului. Acolo este din nou foarte evident, evidentă tehnica colajului, pentru că toate acele mici obiecte nesemnificative în real, în imediata noastră apropiere, sunt puse într-o conexiune cu aspecte ale eului, ale cunoașterii noastre. Sigur că acest tip de viziune artistică pune într-o relație foarte clară realitatea, imaginea pe care noi o proiectăm cu eul,